seara, dragi telespectatori. Cum ar fi să te trezești în fiecare zi pe genul ăsta de muzică și să asculți astfel de muzică, să te hrănești cu așa ceva? Se pare că invitata mea din această seară asta face, se hrănește cu genul ăsta de muzică, se hrănește cu sunetul pianului, care este unul dintre cele mai frumoase instrumente din punctul meu de vedere. Și am să-i spun în consecință bună seara invitatei mele, Ioana Maria Lupașcu. Bună seara și bine te-am găsit, sunt încântată să fiu alături de tine. Mă bucur foarte tare că ai venit. Îmi place foarte tare să stau de vorbă cu oameni frumoși. Și întrebarea pe care eu vreau să ți-o adresez este una singură, deocamdată. Cine ești, de unde vii și ce faci? Există un răspuns simplu și un răspuns complicat. O să încerc să-l simplific. Pământește așa. Sunt pianistă, sunt și scriitoare, uneori. Sunt mamă. M-am născut la Brăila, apoi am venit în București. De aici am plecat în Italia, în Elveția întâi, apoi în Italia. Și după 6 ani în străinătate m-am întors în România, unde acum îmi desfășor cea mai mare parte din activitate, uh-huh, de pianist-concertist. Cum a fost prima ta întâlnire cu clapele unui pian? Cred că acasă. Aveam 2 sau 3 ani și aveam pianina în casă și tot trecând pe lângă ea o zdrângâneam, o zăpăceam. Dar era un obiect de joacă și cum ai mei nu mă lăsau, că nu era cântă ce făceam. Era fructul oprit. Cum sunt copii în general, când știi că ceva e interzis, cu atât mai mult pui mâna și... Exact. Și cum scăpam din atenție, ridicam și zdrângâneam, veneau după mine, îl închideam. Și când ai simțit tu, lăsând la o parte aportul părinților, dar când ai simțit tu că ceea ce faci acum este ceea ce îți dorești să faci de fapt și te regăsești în toată armonia asta de sunet? Târziu. Primii au simțit părinții mei și ei au continuat mulți ani de zile și vezi, fiindcă eu vedeam ca pe un lucru care mi este impus, n-am stat să mă gândesc dacă vreau și eu. Și cum n-am vrut prima dată, am avut impresia tot timpul că nu vreau. Și a trebuit să pot să am libertatea de a renunța, ca să-mi dau seama că... Și înseamnă că ai renunțat la un moment dat. Am renunțat chiar de mai multe ori, dar prima oară am renunțat, ca apoi să mă întorc cu adevărat și de atunci a început... Și studiile de specialitate le-ai făcut la București? Întâi da, apoi am plecat în Italia și în Elveția, la Conservator de Lausanne, dar nu m-am înțeles cu profesorul deloc și pentru că chimia asta este foarte importantă cu profesorul. Așa este. E mai important profesorul decât renumele școlii. Mm-hmm. Poți să fii la Hochschule Berlin sau... La școala din Băneasa. Așa, exact, exact. Contează profesorul și cât iei tu de la el, câtă încredere ai tu în el să iei toate informațiile. Și atunci am plecat de acolo și am ajuns la maestrul meu, Lazar Berman, cu care am lucrat până la moartea lui. Am înțeles. Cum a fost întâlnirea cu maestrul? Berman? Da. Pentru că trebuie să știe lumea că maestrul Berman a fost și, din păcate, a rămas moștenirea domniei sale, dar a fost unul dintre cei mai importanți pedagogi în lumea asta a pianiștilor, ca să spun așa. De asta te întreb, cum a fost întâlnirea ta cu maestrul Berman? Pentru că foarte puțin și foarte greu ajungi la domnia sa. Știi că a vrut Dumnezeu, pentru că eu, după ce am dat examenul de admitere la Lausanne, am văzut acolo un pliant că Lazar Berman face cursuri de vară în Slovacia. Și eu, cum deja mă simțeam rezolvată, să zic așa, știi, cu admiterea luată acolo la masterat, am zis să încerc, de ce nu? Am ajuns în Slovacia și eram foarte mulți, însă maestrul lua doar 14 și aveam un examen de dat. Și eu m-am gândit, dacă iau, normal e o bucurie, dacă nu îl iau, e o vacanță în Slovacia, după cât am muncit, o merită exact. Așa. Și țin minte când a intrat în încăpere, nu știu cum, timpul s-a oprit. Pentru că eu de la 6 ani, e singurul pianist care mi-a plăcut întru totul. De la 6 ani eu creșteam cu înregistrările lui și cu oricine ascultam aceeași piesă, numai cu el îmi plăcea. Știi? Adică, da. Efectiv am simțit că se oprește și că nu pot să vorbesc, nu pot să cânt în fața lui, dar am făcut-o, am trecut și examenul, am lucrat 2 săptămâni cu el. Apoi am plecat acasă încărcată de această întâlnire minunată și am crezut că se va sfârși acolo. Dar iată că nu. Și câți ani, pe care a fost perioada care ai lucrat cu maestrul Berman? Nu, ne punem la socoteală. Da, alea 2 săptămâni, fără alea 2 săptămâni. 5 ani. Cinci ani în care ai muncit pe rupte, dacă putem spune așa. Pe rupte, pentru că aveam o oră la 3 săptămâni sau la 1 lună diferență, dar în aceste 3 săptămâni aveam de pregătit un repertoriu întreg de la zero, dus până la nivel de concert. Și normal că este greu. Și munceai în fiecare zi, câte ore munceai pe zi?
Să știi că în acel timp am recuperat ceea ce n-am muncit în copilăria mea. Mm-hmm. Pentru că atunci nu munceam, că nu vroiam. E, am recuperat atunci, deci... Păi nu știi cum e, trebuie media. Să existe un echilibru și o bă. Media, munceam foarte mult. Aveam și zile cu 10-12 ore. Am avut momente în care pentru că se formau noi bătături la degete, în care îmi dădea sângele și cântam pe claviatura însângerată. Și țin minte o lecție cu maestru, în care lucram cântam Mephisto Walzer de Liszt și era un glisando acolo, mm-hmm. și maestrul voia într-un anumit fel în crescendo și deja îmi pleznise aici. Și nu mai puteai să-l dai. Era plin de sânge tot și maestrul nu s-a oprit până n-a fost bine. Și am zis, mă doare, nu mă doare, trebuie să-l fac bine, pentru că așa o continuăm la nesfârșit. Până la urmă asta înseamnă să fii, și aici nu vorbim doar de voi, tu, voi pianiști, în general, tot ceea ce înseamnă un artist complex și un artist complet, cam acolo trebuie să fie munca. Și valoarea ceea ce faci până la urmă. Trebuie să tingi spre desăvârșire. Exact. Sigur că nu ajungi, pentru că asta e numai Dumnezeu, dar tu spre aia trebuie să tingi. Și atunci te îmbogățești din ce în ce mai mult și ajungi la un nivel din ce în ce mai mult din ceea ce poți tu. Așa este. Când ai avut primul tău concert și cum te-ai simțit înainte și după acel concert? Primul, cronologic, a fost pe la 6 sau 7 ani. Uh-huh. Dar n-am amintit. Eu țin minte la în copilărie că intram cu o groază pe scenă și trecea totul, parcă trecea trenul peste mine și când termina, bine că s-a sfârșit. A, bine, acum vorbim de primul tău concert conștient. După ce ai avut o perioadă asta de lucru și de studiu. Și în perioada în care lucram cu maestru Berman erau lucruri amestecate, pentru că în mine se schimba foarte mult. Și simt că aveam emoții foarte mari, pentru că tehnica se schimba, modul de a gândi se schimba, trebuie să mă gândesc la ce mai multe lucruri. Însă, la un moment dat, pe parcursul studenției mele cu maestru Berman, s-au clarificat, m-am liniștit și am început să creez pe scenă și am început să-mi placă. Deci, undeva pe la 25 de ani, cred. Știi, ascultându-te acum povestind lucrul ăsta și faptul că spui că am reușit să învăț anumite lucruri și am reușit să cresc eu în interior, zic că, de fapt, asta ar trebui să fie perfecțiunea. Asta. Nu neapărat aia de care vorbea din aur, că să tindem către acea desăvârșire, până la urmă, dumnezească, dar asta înseamnă perfecțiune. Da, asta nu se oprește niciodată. Eu de la luna decembrie și la luna ianuarie, eu am crescut interior, adică și mă preocup. Dacă nu te preocup, nu e neapărat să se întâmple, dar pe mine mă preocupă asta. Spune-mi și mie, te rog frumos, cum a fost colaborarea ta cu Opera Română? A fost minunată, să știi. Și cu ocazia asta îl salutăm și pe domnul director. A fost minunată și s-a întâmplat datorită lui, pentru că are o viziune, extraordinară viziune, pe care să știi că n-au avut-o și ceilalți. Și spun și de ce. A fost un concert pe 6 decembrie, absolut fantastic, fenomenal, Românește s-a numit. Și gândește că în cariera mea am făcut sute, aproape cred că 1000 de concerte. Ca la acel concert rar m-am simțit. A fost o ferie pe scenă, absolut. Ieșind din sală și de pe scenă la sfârșit și intrând în sală, o doamnă care nu mă știa, dar văzându-mă, m-a recunoscut pe scenă, mi-a spus, știți, eu vin la operă de 20 de ani, vin aproape în fiecare lună, o dată sau de două ori. Eu spectacol ca acesta n-am văzut. Deci vă dați seama? Da, înseamnă că a fost mai mult decât un spectacol, a fost o magie. A fost o magie și asta a fost conceptul lui Ștefan Ignat. Trebuie să-i mulțumim lui Ștefan Ignat pentru lucrurile frumoase pe care le face la Opera Română. Îl salut încă o dată și acum vă spun și vouă, dragi prieteni, s-ar putea ca acest personaj interesant și frumos din Opera Română să-l și cunoaște și voi într-o nouă ediție de Culoare. Dar până atunci suntem cu Ioana. Care a fost primul tău concert în afara granițelor României, la care te-ai simțit bine și ai simțit că ce ai dat pe scenă a fost? Păi în Italia, pentru că eu trăiam deja acolo și aveam multe concerte. Știu că cântam foarte mult, pentru că dădeam 1000 de telefoane, de scrisori, să mă programeze, să cântam pe gratis, cântam pe 20 de euro, pe știatică. Da, da, da. Și cântam foarte mult și la un moment dat, cântând, am simțit că nu mai am emoții și nu mai mă stresează faptul că sunt pe scenă, ci încep să mă joc, să-mi facă plăcere, să fac culori, să schimb lucruri altfel decât le-am studiat, să creez acolo un fel de magie. Efectiv, să-ți creezi propria ta identitate ca și pianist, că până la urmă, dacă stăm să ne gândim, toți marii pianiști ai lumii, și eu consider că ești printre ei, cu mare drag, au o amprentă personală. Chiar dacă vorbim de aceeași piesă muzicală, nu vorbim de a compune peste originalul. Dar e vorba de amprenta personală. Așa este. Este vorba de personalitatea fiecăruia și experiența de viață pe care și-o pune în piesă. Maestru Berman, la una din lecții, mi-a spus, știi, eu n-am ce să-ți reproșez ție. De repede e repede, de frumos e frumos. De unde scrie piano, faci piano. Aici scrie forte, aici ai făcut forte. Este corect. Dar mie nu-mi place. Asta de ce? Pentru că nu e original. Nu este interior. Exact.
și mi zice, de luna viitoare încep să fiu original. Zice, cum să faci asta într-o lună? Adică cum? Așa făcea maestru Berman, era într-o lună, pentru că, el vroia să... Pentru că din ce știu și eu despre domnia sa, da, din ce am citit și ce am mai auzit, lăsând la o parte faptul că era un perfecționist, dar cerea celor cu care lucra foarte mult sufletul. Da. Lăsând la o parte tehnica. Da, tehnica ți-o însușești într-un anume fel. Da. Dar e vorba de sufletul și de trăirea pe care o dai în momentul ăla. Știi că el spunea că sufletul se aude în ceea ce faci. Uh-huh. Și este adevărat. Așa este. Știi cine spunea să avem grijă la sufletele noastre? Lucru pe care atunci nu-l înțelegeam. Pentru că la 20 de ani... experiența, nu înțelegeai de fapt micile chițibușuri, ca să spunem da, așa. Dar mai târziu le-am înțeles. Cum, unde ai concertat până acum? Lăsăm la o parte concertele din România și cele din Italia. Pe care alte scene cunoscute ai mai fost și ai cântat? Am cântat în Elveția. Era un festival la Friburg unde cântam în fiecare an pentru că directoarea de artistică de acolo mă îndrăgise foarte mult și mă chema în fiecare an. În Germania, în Turcia am cântat într-o perioadă. Am și câștigat un concurs în Turcia, tot când eram studentă la maestru Berman. Și o perioadă, an de an, mă duceam și cântam. Am cântat în... Slovacia, în Lituania, la un festival foarte frumos. Am înțeles. Hai să ne întoarcem puțin pe meleagurile române și vreau să te întreb și acum vreau să-mi spui părerea ta de profesionist nu, și poate chiar și personal. Ți se pare că acest festival George Enescu, care este un brand în momentul de față, dacă e să vorbim așa, mai are nevoie de ceva în plus față de ce a fost până acum? În principiu nu. Ți se pare că au reușit să aducă organizatorii tot ce înseamnă crema muzicii în contemporane? În mare parte, da, iar dacă n-au reușit, cu siguranță vor aduce. Adică am văzut că dacă anumiți artiști n-ajung, vor ajunge la un moment dat. Ai fost, ai cântat la George Enescu? Am cântat când eram destul de mică și am cântat destul de puțin și acum o să fie din nou. Mă bucur. Care sunt proiectele tale cele mai dragi pe care le-ai avut până acum? Să știi că sunt foarte multe. Sunt convins, dar vreau să vorbim de două, trei dintre ele, pentru că lumea trebuie să știe până la urmă că în afară de concertele pe care le facem și cu respectul de rigoare, că mai avem nevoie să și trăim, există proiecte pe care le facem pentru că așa ne dorim să le facem și pentru că le simțim că sunt ale noastre. Și de asta te întreb, care sunt cele mai interioare proiecte pe care le-ai avut? Da, să știi că unul dintre ele este, de fapt două dintre ele sunt simfonice, de pian și orchestră. Primul are o piesă care mi se dedicată mie, Rapsodia variațională pe tema Lie Ciocărlie. Oh, frumos. Este superbă piesa și mi-a fost scrisă pentru mine și o cânt cu mult drag. Iar în ultimul timp o alături cu Momentul Muzical de Chirculescu. Și este împreună. O poveste. Este o poveste și culmea este românească, știi? Și atunci e frumos să o prezentăm lumii, să... uite că avem cu ce să ne mândrim. Așa este, așa este. Asta este unul. Al doilea ar fi, pentru că eu îl iubesc foarte mult pe Franz Liszt. Și sunt foarte multe concerte de Franz Liszt necunoscute. Da, pentru că s-au cântat foarte mult cele deja. Exact, unul și doi și cam atât. În rest sunt lăsate deoparte. Și cam atât, dar eu cânt și trei, care este concertul compus în ultimul an de viață și este un testament absolut filozofic. Mai este o fantezie pe o temă de Beethoven pe care o cânt și mai sunt și altele pe care vreau acum să le învăț. Adică asta e al doilea. Al treilea este proiectul cu muzică și poezie cu Daniela Nane. Proiect care merge de 8 ani de zile. Știu și mi-a aprins rădăcini foarte, foarte bine în peisajul românesc contemporan, al culturii românești contemporane. Mi se pare că, dacă nu mă înșel, am fost și eu odată la unul din evenimente și chiar mi se pare... Aranjamentul ăsta între muzica clasică, muzică contemporană și poezie e un melanj acolo care te duce într-o lume interesantă. Și să ajungă la sufletul omului. Exact, exact. Și mai este un proiect, cel cu Ștefan Inat și aici sunt mai multe, pentru că el gândește... Eu până la Ștefan eram obișnuită să gândesc eu proiectele. De când lucrez cu el, este el capul, știi, și într-un fel este mai ușor și eu și mă îmbogățesc și învăț de la el. Pentru că el iubește foarte mult România, iubește folclorul, iubește valoarea noastră. Și până la urmă, dacă stăm să ne gândim, avem valoare. Foarte multă cultură, avem foarte multă valoare, avem inclusiv muzică populară care se poate pune pe note de muzică clasică. Și știu. Uite și Ciocurlia și Mocirița, acum o să cânt și Hora Staccato, adică... Sunt și e păcat de ele să nu le readucem în actualitate, chiar și sub forma asta de muzică clasică. Exact, mai ales că publicul le iubește și, cum să spun, e în ADN-ul nostru. Orice om când aude aceste note, ceva în el se mișcă. Se mișcă. Pentru anul ăsta, în afară de proiectul ăsta de care vorbeai împreună cu domnul Ștefan Inat, pe plan personal știu că ai scos un album.
Două chiar. Unul mi l-ai făcut și nouă cadou și îți mulțumim. Dar știu că vrei să mai scoți niște albume. Vreau să mai scot niște albume și momentan sunt oarecum, energia mea este în zona doctoratului, pentru că îmi fac doctoratul exact cu acest proiect de list, de Franz Liszt, și mai am un an și termin, adică acum scriu un pic teza și ceea ce scriu eu, să știi că este un pic inedit, pentru că sunt lucruri pe care nu le-a spus nimeni și îmi doresc ca apoi să scot din zona, când îl termin, să scot din zona doctoratului și să o îmbrac într-o poveste cumva ce se poate citi de către oricine și să o public așa, ar fi a doua carte. Ar fi prima carte care a fost? A fost o carte oarecum autobiografică în care e vorba de foarte mulți artiști, interpreți, muzicieni, un fel de salat, așa ca să zic, dar e foarte ușor de citit pentru că e scrisă pe limbajul cititorului. Adică un om ca să-l înțeleagă tot poporul, ca să zicem așa. Care a fost solistul de operă cu care ai lucrat cel mai bine? Știi că cu Ștefan. Da. Și am mai lucrat foarte mult și lucrez în continuare cu Cezaru Oatu. El este ca și mine solist la Filarmonica Ploiești și avem acolo concerte și sunt tot așa deosebite, Mozart, baroc, mai ales baroc. Pe mine, apropo de Cezar, și-l salut și eu cu ocazia asta și-l felicit încă o dată pentru ce a reușit să facă la Brit Got Talent. A fost un moment fenomenal, a fost unul dintre cele mai virale momente pe internet. Apropo de Cezar, e un contrast acolo. Te uiți la el, îl vezi, e un om, și iertare că spun așa, e cât am mai omul de înalt. Și ce poate să scoată din interiorul lui e fenomenal. Este talentul. Da, e fenomenal. Uite, de exemplu, cum am auzit, nu lucrez cu ea, nu, așa, dar m-a impresionat. Eram la un concert de Crăciun cu mai mulți cântăreți și era și Adela Zaharia. S-a oprit timpul când a început să cânte, știi? Adică o vezi, este o fată normală, așa cum sunt mulți alții, dar, știi, în gât este harul lui Dumnezeu. Da, și culmea este că, și aici revenim iar la ce vorbeam mai devreme, apropo de valori, România are valori și din punctul ăsta de vedere. Are voci de necontestat. Da. Multe dintre ele, și cu părere de rău spun acum, multe dintre ele nu sunt cunoscute. Da. Și e păcat, pentru că nu așa este, se uite, pierd. Și la operă. Sunt foarte mulți cântăreți valoroși și în țară și în operele din alte, din alte orașe. Și sigur, publicul de operă îi cunoaște, dar în rest... În rest, nu. Nu, și este păcat, pentru că sunt promovați diversi și de ăștia, știi, care dacă le-ai stins lumina s-a încheiat cariera, știi, că laptopul așa... Da. Și, în schimb, valoarea reală, știi, pe o voce care poate să umple o sală de 1000 de locuri fără microfon, nu așa este. Din păcate, asta este realitatea în care trăim, apropo de mercantilism, apropo de comercial. Comercialul ăsta a dus un pic la extrem și se pierde din esență, se pierde esența, se pierde calitatea. Eu știu că la voi, la operă, aveți de fiecare dată sala plină. La operă, da. Eu nu lucrez la operă, sunt solistă la Filarmonica Ploiești, dar să știi că și la Ploiești acum avem sala plină. Știu, asta și la operă, la domnul Ștefan Ignaș și la voi la Ploiești, de fiecare dată e sala plină, ceea ce este foarte bine în contextul în care noi trăim, în realitatea în care trăim. Și ne... Și e dovadă că, de fapt, publicul este interesat. E dovadă faptul că publicul caută valoare, caută esență. Sufletul nostru este făcut în așa fel încât ne încărcăm, ne îmbogățim și avem nevoie. Este un tratament, o terapie reală pentru suflet. Pentru fiecare în parte. Da, și pentru vibrația noastră, pentru că viața ne scade vibrația. Da, din tot ce se întâmplă în fiecare zi. Exact, exact. Și numai micile lucruri, două, trei jurături la semafor sau așa, îți scad vibrația. E un astfel de concert, că e operă, că e simfonică, e orice, ridică această vibrație. Anul ăsta mai pleci pe undeva, mai concertezi în afara țării? Da, unde? O să fie un an plin de plecări, dar o să le vedeți pe Facebook. Mă bucur foarte tare. Cum ți se pare cultura românească a ultimilor ani? Și vorbim aici de tot. Literatură, teatru, film, muzică chiar. Să știi că cred că fiecare ramură a luat un alt... De exemplu, la film, mie nu-mi place că tot timpul se pune reflectorul spre partea negativă a României. Și mie asta nu-mi place, ceea ce m-a depărtat de filmul românesc de în urmă cu mulți ani. Pentru că în orice țară, în orice vei vedea și aspecte negative și pozitive. Da. Dar dacă continui să bagi cuțitul în rană, în niciun caz rana nu se va... Da, trebuie să le faci un echilibru între ele până la urmă. Și dacă ai pus atât de mult accentul pe rău, poți să pui un pic mai mult și accentul pe bine ca să așa faci este, un echilibru. Așa este. În schimb, în muzică am văzut foarte multe îmbunătățiri și un aer de modernitate și de ce se întâmplă în Occident a ajuns și la noi. În schimb, și aici este important, școala. Școala. Da, aici e un subiect foarte, foarte dur pe care, din păcate, de fiecare dată, cu toți invitații care i-am avut până acum, când am ajuns la acest subiect,
toți au făcut această pauză și au spus școală. Păi da, da, uite, și în muzică. Noi toți care cântăm acum suntem școliți în străinătate. Eu am lucrat cu Berman. Ștefan Ignat a lucrat la Salzburg. Mm-hmm. Cezar a lucrat, a învățat la Milano. Adică fiecare a învățat în străinătate și am venit cu ce am învățat să aducem în România. Dar dacă am fi fost un produs al școlii românești, foarte greu nu veneați la noi. Nu, foarte greu, nu veneați la noi. E dramatic ce spui. E dramatic ce spui. Și acum, uite, că mi-ai ridicat la plasă. E o întrebare înainte de final. Bun, ești tu, ești Ștefan, e Cezar. Și mai sunt. Și mai sunt alții. Sigur. Care ați făcut studiile, așa cum spuneai, în afara țării și v-ați întors în România. De ce nu încercați, ghilimele de rigoare, să puneți un pic de presiune pe mai mari școli românești de muzică, de exemplu, ca să puteți să le arătați celor tineri care vor să facă ce faceți voi, că se poate și că aveți niște cunoștințe pe care puteți să le oferiți. Sunt, e o întrebare. Da, nu, sunt două, deci vezi, eu fac doctorat acum, deci cumva mă gândesc și la asta. Ștefan deja a început așa. Cezar, știu că are și el o școală privată a lui cu care lucrează. Deci, pe de o parte, se întâmplă și aici, iar pe de altă parte, știi tu cum e cu, știi când ei sunt toți așa și nu vreau să fie deranjați? Am înțeles. Da, nu mai comentăm. Da, nu mai comentăm că am înțeles, nu mai e nicio problemă. Ioana, vreau să te rog să ne spui, să le răspunzi, de fapt, la o întrebare celor care se uită la noi. Mesajul este foarte, întrebarea este foarte simplă. De ce nu trebuie să uite lumea de muzica bună? Și de ce ar trebui să vină la un concert la care tu ești pianista numărul 1 pe scenă? Pentru că o să le placă. Pentru că o să le placă, de aia să vină și pentru că o să se simtă bine, pentru că publicul meu tot timpul îmi spune că am venit într-un fel și am plecat acasă încântat și ne-a rămas această încântare o zi, două, trei. Pentru că eu când aleg un repertoriu mă gândesc la public și am făcut în anii mei din trecut diverse încercări. Nu toate au prins, pentru că eram în perioada să văd asta merge, asta nu merge, au fost și lucruri care n-au mers. Dar am cizelat ceea ce place publicului, așa că repertoriul meu atunci, că nu e impus de altcineva, este pentru public și să vină pentru ei, pentru că se vor simți bine și pentru că o să ne bucurăm să ne cunoaștem. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru minutele care le-am petrecut împreună aici la Culart. Să-ți ajute Dumnezeu pe toate planurile pe care ți-ai dorit să-ți vină înzecit tot ceea ce oferi pe scenă. Mulțumesc și ție. Și să dea Domnul să ne vedem cât de curând, dacă pot să spun așa, tu primă solistă la Milano, la Scala din Milano. Să dea Domnul acolo. Știi, o să ajungem fiecare acolo unde ne este rânduit. Exact, unde trebuie să ajungem. Da. Mulțumesc mult, Ioana, pentru minute. Dragi prieteni, ea a fost Ioana Lupașcu, Ioana Maria Lupașcu, una dintre cele mai importante și una dintre cele mai bune pianiste din această țară în care noi trăim și ne ducem existența. Iar vouă, cu optimismul de rigoare, vă spun, nu uitați de cultură, nu uitați de valori, nu uitați că ne putem hrăni și cu astfel de lucruri.